știu cum să zic, dar eu n-am mai văzut de mult pâine de asta gen franzelă. Un leu și 10 bani. Cât? Un leu și 10 bani. E molcuță, e cum era odinioară. Pentru că data trecută am oprit la Profi și am luat o pâine mare cu semințe integrală, bla bla bla. Doar că la cetate ne-am îndrăgostit niște câini mulți care chiar mâncau pâine și n-am putut să nu o împărtășim, să nu o împărțim cu ei. Și acum am oprit într-un butic de ăsta cu pâine la un leu și ceva. Vrei un colț? Nu vrei colț? Nu vrei colț? Egiptean în capul meu, dar probabil că are alte conotații. Probabil că nu vom găsi, de fapt așa avem informații, că nu este foarte vizibilă. Cine știe ce din punct de vedere arheologic, ruinele sunt destul de ruine, dar zona este foarte, foarte frumoasă și peisajul cred că merită toți banii. Căluțule, ce faci? Nărăvași, nu vezi că plânge mami după tine? Ce faci? Făcut rost de un camarad nou de drum. El este nou nostru tovarăș de drum. A venit maica sa pe undeva, pe acolo. Nu știu dacă se aude, dar tot nechează după el. Și ăsta rebel... Se duce, se bagă în seamă cu toată lumea, n-are nicio treabă. Ne așteaptă și pe noi. Deja peisajul arată ca de delta. Multă iarbă, multă apă, stuf. Nămol. Acesta este un cactus de România. Foarte înalt, n-am mai văzut ciulini. N-am mai văzut ciulini așa mare de niciodată. Te-ai mai văzut? Exact. Nu știu dacă auziți, dar multitudinea de sunete. Este un concert.
Aici pare că s-a restaurat ceva. Ceva, ceva. Cam ăsta este locul. Am vrea să vă putem arăta mai multe, dar n-avem de unde. De unde sau cu ce? Categoric, zona este foarte frumoasă și merită explorată. Sunt multe zone de pescuit aici, mă rog, zone de pescuit. Este o apă foarte mare și am văzut câțiva oameni care vin cu bărcile. Cu bărci, cu spule de pescuit pentru câteva zile de liniște și de departe de oraș. E un loc super frumos. Chiar vă recomandăm dacă aveți astfel de pasiuni. Și această cetate este gratuită? Bine. E o grămadă de pietre, adică nu vă așteptați să vedeți nimic. Și la histrie ce e? Arheologică, măcar acolo parcă e mai mult și parcă mai au o formă. Aici sunt foarte multe dărâmături, nu înțelegi nimic. Nu există plăcuțe explicative, nu există nimic. Am văzut. Bună. Probabil Wikipedia poate ne ajută, nu știu, o să ne uităm. Documentăm un pic acolo. Dar e zona foarte frumoasă. Zona merită toți banii, clar. Floră, faună. Pentru iubitorii de natură. Iar noi mergem spre următoarea destinație, care nu știm care este. Dar dacă aveți vreo sugestie, vreo recomandare de locuri frumoase, mai puțin știute, mai puțin bântuite sau în care ați ajuns și pur și simplu v-ați conectat cu ele, puteți să ne dați de veste, lăsați un comentariu și... Nouă cumva ne place, așa că nu știm unde mergem, fără prea multe planuri, fără prea multe... pur și simplu. Go with it.